Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Deputații PAS și PPDA au recurs la îmbrânceli în sala de ședințe, acolo unde era discutat proiectul bugetului țării. Iar în fața Parlamentului a fost organizat un protest cu revendicări neclare. La protest pentru Maia Sandu. Vor să o scoată ca să iei voturile a oamenilor, a moldovenilor. Despre normele sanitare și respectarea distanței fizice, nici vorba. Detalii la știri. Vreau să ajut persoanele care suferă de virusul COVID-19 și facem o faptă bună. Campania de donare a plasmei pentru cei bolnavi de COVID-19 continuă. În ajutor s-ar și reprezentanții multor companii private. Detalii la știri. La mijlocul acestei luni, rușii încep vaccinarea contra COVID pe scară largă. Уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производства на первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции Sputnik V. Это даёт нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию. Haos în plenul Parlamentului, în ziua în care pe ordinea de zi a forului erau incluse cele mai importante documente financiare ale țării, politica bugetar-fiscală și bugetul de stat. Deputații PAS și PPDA au blocat tribuna, după care în forul legislativ au urmat mai multe altercații. Deputații din opoziție au distrus mai multe bunuri din prezidiul Parlamentului. Haosul în Parlament a început de la blocarea de către deputații PAS și PPDA a tribunei centrale în momentul în care vicepreședintele forului legislativ, Vlad Bătrâncea, a anunțat examinarea proiectelor bugetare. În agenda avem trei bugete, cel național, cel medical și cel social. Și avem politică bugetar-fiscală. Propunerea este, îl audiem pe domnul ministru. И экзаменем эти проекты де лечь, которые сынт аштептати де туата цара, де чеек и сын де бюджет, де саларии, де пенсии, де медицины ши эдукации. Дупа каре анонсем пауза, синтрунеште бюроу перманент ши дечидим кум мержим мэй департе. Дар акум есть и примордиал ка индиферент де позиция школуратура политика с уферим Републичи Молдова чели три бюджете ш политика бюджетар-фискала. Vicepreședintele Parlamentului a amintit că cele mai importante documente financiare ale țării sunt adoptate în prima lectură. Ulterior, urma să fie luată o pauză de 2 săptămâni pentru a examina toate amendamentele venite de la deputați, așa cum prevede legislația. Chiar dacă majoritatea parlamentară a votat pentru propunerea lui Bătrâncea, deputații PAS cu cei din platforma DA nu i-au permis ministrului finanțelor să prezinte proiectul și au recurs la scenariul de destabilizare a situației. Cuvântul se oferă ministrului finanțelor, domnul Sergiu Pușcuță. De pe loc, vă rog. Трибуна гувернаментала дона Пушкуца. Mai mult, deputații protestatari au recurs și la îmbrâncel cu restul parlamentarilor care le-au cerut ordine în ședința legislativului. Fac apel la calm, fără altercații. Vorbește vice-prim-ministrul Republicii Moldova. Fracțiunea PSRM, cea mai mare în actuala legislatură, a condamnat comportamentul deputaților PAS și PPDA și le-a amintit colegilor lor că au toate pârghiile să investească un nou guvern pe care socialiștii sunt gata să-l susțină. Noi nu ne ținem de putere. Dacă dneastră acei care vă considerați mari învingători în această campanie electorală, înaintați moțiune de cenzură și dați guvernul jos, noi vă oferim posibilitatea să înaintați un guvern și acest guvern să vină cu politică bugetar-fiscală. Am primit noi un răspuns logic la această întrebare. Evident că nu. Bravadă politică, niște mesaje
politice, electorale, fără eserță, fără conținut juridic. Socialiștii i-au amintit președintelui ales Maia Sandu, care încă mai este lider al Partidului Acțiune și Solidaritate, că face parte din garnitura guvernării. De aceea trebuie să dea dovadă de corectitudine și să-și respecte promisiunile făcute în fața alegătorilor, inclusiv cele care țin de competența executivului. Nu este excus că noi încă vă votăm acest guvern, ca să venim ulterior cu inițiativele ale voastre, cu pensia minimală 2000 de lei și cu restul. Cu plăcere, dar voi nu doriți să asumați guvernarea și voi nu doriți alt guvern. Reveniți după o pauză, deputații PAS și PPDA nu au renunțat la intenția de a împiedica desfășurarea activității parlamentare și au blocat prezidiul forului legislativ. Situația a ieșit de sub control. Acest comportament pe departe civilizat, distrugerea bunurilor publice, deja este departe de comportament adecvat, civilizat și legal. Mai există lege în acest stat? Proiectele bugetului de stat 2021 și politica bugetar-fiscală au fost adoptate în prima lectură în pofida încercărilor deputaților din blocul acum de a împiedica procesul de vot. Este trist când schimbarea politică presupune nu mai multă ordine și mai multă eficiență în guvernare, ci provocarea de instabilitate, haos și promovarea urii. Este constatarea președintelui în exercițiu, Igor Dodon, în urma acțiunilor de la ședința de astăzi a Parlamentului. Potrivit lui Igor Dodon, așa numiți oameni buni și-au arătat adevărata față la ședința Parlamentului, acolo unde au demonstrat agresiune și au deteriorat bunurile publice. Unica voi au distrus deja președinția și Parlamentul pe 7 aprilie 2009. Vreți să repetați faptele lor eroice și să dați încă o dată foc la instituțiile statului? Eu vă îndemn să vă liniștiți și să conștientizați răspunderea enormă care vă revine, a scris Igor Dodon pe pagina sa socială. Președintele în exercițiu a accentuat că a acceptat decizia alegătorilor din 15 noiembrie fără proteste și fără a bloca procedura de transmitere a mandatului de șef al statului. Mai mult, Igor Dodon le-a amintit deputaților din partidele de dreapta că polemicile își au locul în Parlament, dar de o manieră civilizată. Deciziile luate în forul legislativ pot fi contestate la Curtea Constituțională sau există pârghii legale pentru schimbarea puterii. Vă amintesc că nu există în prezent o coaliție de guvernare, însă o asemenea coaliție poate fi creată de doamna Maia Sandu și de adepții dumnea ei din Parlament, inclusiv cu participarea domnilor Candu, Filip și alții. Voturi aveți suficiente dacă veți căuta. Am mai spus și repet, dacă nu vă place guvernul Chicu, inițiați demisia acestuia, îl dați jos și alegeți un alt prim-ministru sau puteți organiza alegeri parlamentare anticipate, a mai menționat șeful statului. În aceeași ordine de idei, Igor Dodon a reiterat că socialiștii nu își pot permite să abandoneze responsabilitățile de guvernare în prag de iarnă, în plină pandemie și în criză economică. Cei care își doresc un alt guvern trebuie să-și asume răspunderea fără a destabiliza situația și a pune în pericol bunăstarea a sute de mii de oameni. Președintele ales Maia Sandu, care în repetate rânduri a criticat guvernul pentru acțiunile sale în lupta cu pandemia, a scos sute de oameni în stradă. Protestatarilor li s-a cerut să stea ore în șir în stradă, în timp ce deputații partidului condus de noul șef al statului au făcut haos în Parlament. Mai mult, oamenii au fost îndemnați să iasă la acțiuni și în alte zile. Campanie electorală, dar și după alegerile prezidențiale, Maia Sandu nu a ezitat să critice actuala guvernare pentru programul său de luptă cu pandemia de noul coronavirus și pentru numărul mare de cazuri de îmbolnăviri. Avem tot mai multe semnale de la oameni despre faptul că se adresează pentru asistență medicală în caz de COVID și le este refuzată această asistență pe motiv că nu sunt suficiente locuri. Mai mult, Sandu a cerut locuitorilor țării să renunțe la evenimente și acțiuni cu participarea unui număr mare de oameni. Pericolul cel mare nu a trecut. De responsabilitatea și solidaritatea noastră depinde sănătatea și chiar viața noastră și a celor din jurul nostru. Vă rog foarte mult să amânați petrecerile și alte evenimente pentru mai târziu. Exact la o săptămână de la îndemn, președintele ales și-a schimbat părerea și le cere moldovenilor să iasă în stradă. În fața Parlamentului au venit câteva sute de persoane, majoritatea dintre ei în etate. Sandu, care a ieșit în fața protestului, le-a cerut să păstreze distanța fizică, în timp ce chiar în jurul său stăteau gloate zeci de oameni. Dragi prieteni,
Unii colegi ai Maesando au recunoscut că nu-și mai asumă responsabilitatea pentru răspândirea virusului printre protestatari. Prieteni, cred că tuturor ne-a fost doar de așa un protest bun. Acești oameni de mult ne dau ocazia și ne dau motive ca să protestăm, dar noi până acum am avut minimul de responsabilitate. Astfel, oamenilor ieșiți în fața Parlamentului li s-a cerut să rămână în stradă ore în șir, timp în care deputații PAS au stat la cald în sala de ședințe a forului legislativ. Rămânim aici, vă rog frumos, pentru că avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Protestul a avut loc cu încălcarea tuturor normelor sanitare prevăzute de autorități. Din cauza frigului de afară, cei din stradă s-au îmbolzit cât mai aproape unul de altul. Totodată, nu toți cei veniți au avut măștile, iar unii chiar au refuzat categoric să le pună pe față. Pace! Să nu vă văd problemele astea voastre, efimere! Bandiți! Credeți că masca nu trebuie purtată corect? Nu trebuie purtată deloc! De ce? Fiindcă asta este un mif! Asta este cele 800 de oameni care și Platon au scris de altfel, cine sii? Și nu știm că asta e un joc! Asta e o mizerie. Pune masca, domnule. Puneți masca. Nu vă temeți de virus? Da, avem tot ce trebuie, este, nu ne teme. Văd că nu prea purtați masca corect. Da, uleacă. Protestul organizat la cererea Maiei Sandu a blocat una din cele mai importante artere din centrul orașului. Sute de oameni nu au putut ajunge la destinație, iar troleibuzele s-au oprit în stradă, împiedicând și mai mult traficul. La piață, din trebuie. Am primit pensie și... Transportul s-a oprit aici? Da, e ca aici. Toate. V-a schimbat asta planurile? Trebuie să mergeți pe jos? Dar pe unde? Ai altă ieșire, nu-i. Nu e frumos așa. De ce? Dar pe întrerupi planurile la alte lume. E ca și să meargă pensionari bătrâni pe jos. La porțelașul m-am prânit. Și? La muncă acolo mă așteaptă, că ieri a început lucrul și l-am terminat. Și ca coșeșe cu mături picioarele. Mă ca să oprească, să trec în partea cealaltă. Nu știu cum să ajung încolo. Trebuie să iau un taxist și cumva. Motivul protestului inițiat astăzi este unul formal, spun unii deputați din blocul Acum. Președintele ales se împotrivește unui proiect de lege care prevede trecerea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea șefului statului în cel al Parlamentului. Deputații din opoziție susțin că ideea este una bună, dar nu vor să o susțină pentru că inițiativa nu le aparține. Anterior, deputații PPDA PAS, Iurie Reniță și Lilian Carp, au înregistrat un proiect de lege privind trecerea Serviciului Pază și Protecție de Stat din subordinea președintelui țării în cea a guvernului. Iurie Reniță a anunțat atunci că pregătește un alt proiect care să prevadă trecerea SIS în subordinea Parlamentului. Ideea celor doi deputați este susținută și de vicepreședintele Parlamentului din partea Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, care recunoaște că nu intenționează să voteze pentru acest proiect doar pentru că a venit din partea socialiștilor. Я согласен с господином Реница. Институционно логично было бы, чтобы это было за парламент. Și deputații partidului condus de Maia Sandu recunosc că formațiunea nu este atât de interesată de subordinea Serviciului de Informații și Securitate. Nu e vorba că avem foarte mare nevoie de acest serviciu. În același timp, oamenii veniți la protest nu au înțeles pentru ce au fost chemați de Sandu în stradă. La protest pentru Maia Sandu. Vor să scoată, ca să iei voturile a oamenilor, a moldovenilor. Cum adică s-o dea jos? Să iei voturile, să aruce. Pentru ce protestați? Nu doriți să ne spuneți de ce ați ieșit la protest? Nu. De ce? Pentru ce protestați? Pentru nimic. Pune chiar că nu mai ia Sandu, dacă el dăm gata. Dar ce înseamnă pune piedică? Da, pildă, mă vreau, speaker, vreau... Ați venit la protest? Da. Pentru ce protestați? Pentru doamna Maia Sandu, să o susținem. Cu ce? Împotriva la AES, care nu vreau să ții legile care trebuie să fie cum trebuie să fie la, pentru oameni. Ce legi? Legile, judecătoria, care e procuratura...
Protestul a fost organizat de comun cu formațiunea condusă de Renato Usatăi. Membrii partidului nostru au venit la acțiunea stradală pentru a se promova. Nu fac nimic pentru popor. De cât timp stau mulți de Aldideacu, Sârbu și tot stau în fotoliș, nimic nu fac. Trăiască partidul nostru, unicul partid care dorește o schimbare în Republica Moldova. Proiectul de lege care a fost motiv formal pentru proteste este argumentat prin faptul că fiabilitatea și efectivitatea Serviciului de Informații și Securitate trebuie îmbunătățită în măsură să facă față noilor evoluții, tendințe și provocări pe palierul de securitate care înregistrează o intensitate ascendentă. În opinia deputaților PSRM, urmarea analizei complexe a Sistemului Național de Securitate, vulnerabilitățile la nivel național, riscurile de origine externă, inclusiv asimetrice, se constată necesitatea urgentă de a da Serviciului de Informații și Securitate unele atribuții suplimentare. Curtea Constituțională a avizat pozitiv proiectul de modificare a Constituției care prevede reformarea sistemului judecătoresc. Potrivit deciziei înaltei curți pentru modificarea legii supreme aprobată prin hotărârea Guvernului din 30 septembrie 2020, se respectă condițiile de revizuire a Constituției. Astfel, proiectul poate fi prezentat spre examinare Parlamentului. Proiectul avizat de Curtea Constituțională propune excluderea termenului de 5 ani, denumire a judecătorilor în funcție și reglementarea numirii magistraților până la atingerea plafonului de vârstă. Documentul mai prevede stabilirea atribuțiilor președintelui Republicii Moldova de respingere o singură dată a candidaturilor judecătorilor propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea, se abrogă competențele constituționale ale șefului statului de a numi președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești la propunerea CSM. Totodată se propune abrogarea cerinței privind experiența de 10 ani în funcția de judecător necesară pentru accederea în funcția de magistrat al Curții Supreme de Justiție. Prin același document, este consolidat rolul Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenței justiției. CSM va avea un număr fix de 12 membri, dintre care 6 vor fi judecători și 6 non-judecători. Din CSM nu vor mai face parte președintele Curții Supreme de Justiție, ministrul Justiției și procurorul general. Proiectul are ca scop consolidarea acestei autorități și a independenței judecătorilor. Amendamentele sale vizează numirea, cariera și imunitatea judecătorilor, modul de stabilire a bugetului instanțelor de judecată, rolul și componența Consiliului Superior al Magistraturii, precum și desemnarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. În prezenta cauză, toate prevederile proiectului prezentat de guvern au fost avizate pozitiv. Curtea Constituțională precizează că acest document poate fi adoptat de Parlament după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei. Consiliul Europei a confirmat în luna septembrie că proiectul de lege privind amendamentele constituționale referitoare la sistemul judecătoresc și Consiliul Superior al Magistraturii promovat de către guvernul Chicu este în conformitate cu avizele recente ale Comisiei de la Veneția. Proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova a fost votat în prima lectură. Conform documentului, statutul de limbă de stat este consfințit prin Constituție și are menirea să consolideze suveranitatea Republicii Moldova și să creeze garanțiile necesare pentru implementarea sa deplină în toate sferele vieții politice, economice, sociale și culturale. În document se mai stipulează că statul garantează tuturor cetățenilor studierea limbii de stat și ocrotirea dreptului la dezvoltarea educației și culturii în limba maternă a cetățenilor săi care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul mai prevede că statul asigură condițiile necesare pentru utilizarea și dezvoltarea limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică în Republica Moldova. De asemenea, că statul creează condiții pentru studierea și utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a limbilor de circulație internațională. Stadionul Republican din Chișinău va rămâne în proprietatea publică a statului. Parlamentul a votat în ansamblu un proiect de lege înaintat de deputații socialiști, prin care a fost abrogată legea cu privire la transmiterea cu titlu onerosă a acestui complex sportiv ambasadei SUA în Republica Moldova.
Potrivit autorilor, legea cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil a fost adoptată fără a se ține cont de interesul public național, nu a fost dezbătută pe larg cu experții din diferite domenii, cu societatea civilă, cu autoritățile publice locale. De asemenea, nu a fost luat în calcul că bunul imobil vizat este amplasat în centrul istoric-cultural al capitalei, care de facto trebuie să fie protejat, iar construcțiile de orice tip din această zonă trebuie să fie consultate. Potrivit socialiștilor, decizia de a transmite stadionul Republican a stârnit un val de nemulțumiri din partea societății, a sportivilor, ONG-urilor, societății civile și activiștilor civici, a partidelor politice care au inițiat diferite petiții către autoritățile statului în vederea neadmiterii cederii sau înstrăinării acestui bun imobil din mai multe motive. Autorii amintesc că stadionul Republican, pe parcursul mai multor decenii, a fost arena principală a sportului autohton, devenind astfel în conștiința socială un simbol național. Serviciul SMURD a primit de la ambasada SUA un lot de echipamente extrem de necesare acordării primului ajutor în caz de urgență. Este vorba despre utilaje și consumabile pentru medici și paramedici, dar și echipamente pentru transportarea pacienților cu COVID. Costul donației se ridică la 62.000 de dolari. Lotul conține aparate de respirație artificială, saltele, imobilizatoare pentru transportarea pacienților, echipament pentru izolarea și transportarea persoanelor infectate, baloane cu oxigen și termometre digitale. Cutiile cu oxigen, care sunt la fel de importante, având și umidificatorul, acolo noi adăugăm apă destilată, oxigenul din butelie intră în rezervor și apoi merge la pacient. Aer umidificat. Serviciul SMURD acordă ajutor medical de urgență la etapa prespitalicească, iar primele minute în stațiile extreme sunt decisive. Grație suportului ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, noi astăzi acest serviciu SMURD va avea servicii mai calitative care pot fi oferite persoanelor, în special celor care sunt infectate de virusul COVID și viața lor este aflată în pericol. Pandemia a afectat nu doar Republica Moldova, pandemia a afectat regiunea, pandemia a afectat practic toată lumea. Și în momentele grele suntem datori să ne unim. Suntem datori ca să facem față aceste provocări care afectează cetățenii. Iar primele minute în situațiile extreme sunt decisive. Acesta nu este primul ajutor din partea Statelor Unite de când a început pandemia, și nici ultimul, spun reprezentanții misiunii diplomatice. Mai ales că în această perioadă, orice susținere este vitală. Cum recunoștiți foarte bine, situația și în SUA este foarte dificilă. Și eu doresc, în numele domnului ambasador, dorim că va fi posibil că ajutăm mai mult oamenii Moldova, cetățenilor Moldova, forțelor care sunt în mai mult de risc în acest timp din Moldova. Dar facem ca putem să fac. Costul echipamentului donat de ambasada Statelor Unite este de 62.000 de dolari. Alte 1727 de cazuri noi de infectare cu virusul COVID-19 au fost confirmate astăzi în Moldova, 10 fiind de import din România, Federația Rusă, Ucraina, Danemarca și Irlanda. Numărul de teste efectuate în ultimele 24 de ore se ridică la aproximativ 4.000. În același timp, 838 de persoane au fost declarate vindecate și externate din instituțiile medicale, numărul total al celor care au trecut cu bine de maladie, ridicându-se la aproximativ 97.000. În același timp, medicii anunță despre 20 de decese provocate de SARS-CoV-2, vârsta celor decedați variind între 52 și 90 de ani. Apelul autorităților către toți cei care au trecut cu bine de virusul COVID-19 de a dona plasmă nu i-a lăsat indiferenți pe unii agenți economici. Aceștia s-au mobilizat și au venit la Centrul Național de Transfuzia Sângelui pentru a dona atât plasmă convalescentă cât și sânge. Iar mulți dintre ei și-au adus și rudele sau prietenii pentru o amploare mai mare a gestului lor.
Alexandru a suferit de COVID acum câteva luni și chiar dacă pentru el virusul a trecut într-o formă ușoară, astăzi împreună cu colegii de muncă a venit să doneze plasmă pentru cei care acum se zbat între viață și moarte din cauza maladiei. El spune că în asemenea momente trebuie să uităm de toate relele și să ne unim pentru a ieși cu bine din situația creată. Для Молдовы, я считаю, сейчас особенно важные времена, когда каждый гражданин Молдовы должны сплотиться все в одну команду и помогать друг другу. Вот. И это то, что поможет нам двигаться дальше. То есть, если у вас, у нас есть возможность как-то либо помочь, мы это обязательно помогаем, не задумываясь над тем, кому и что и как. И я считаю, что все должны этим заняться. Я призываю всех помогать друг другу. Indiferent dacă au donat plasmă sau sânge, oamenii cu inimă mare veniți la Centrul Național de Transfuzie spun că este foarte important ca toți să înțeleagă necesitatea acestui act de binefacere, anume acum. Sunt donator voluntar, am făcut-o de mai multe ori, o fac în solidaritate față de persoanele care au nevoie de sânge. Avem un mare deficit de sânge în Republica Moldova, de asta sistematic mă străduiesc să fac această procedură. Chiar recent în trecut și, hai să zic așa, relativ binișor. Vrem să ajut persoanele care suferă de virusul COVID-19 și să facem o faptă bună. Eu cred că ar trebui să găsească timp pentru asta, că n-a să iei mult asta să fie jumătate de oră, dar cuiva poate să salveze viața. Potrivit organizatorilor, acțiunea este menită să ajute sistemul medical, iar colectivul a fost foarte receptiv atunci când li s-a propus să meargă organizat pentru a dona sânge. Nu am putut rămâne indiferenți la apelul guvernului și ne-am mobilizat, nu doar echipa companiei, dar și prietenii noștri, și am venit aici într-un număr mare ca să donăm plasmă și sânge. Am fost foarte bucuroasă când am văzut cât de receptivi au fost prietenii noștri, colegii noștri, ca să vină aici și să doneze plasmă și sânge. Deci toată lumea nu a fost o persoană care să spună nu. De la începutul pandemiei și până astăzi, peste 1500 de bărbați care s-au tratat de COVID-19 au donat plasmă convalescentă, ceea ce înseamnă peste 5000 de doze terapeutice repartizate în spitalele din țară. Amintim că eligibil pentru donare sunt bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, care au avut COVID-19 și care nu suferă de maladii cronice. De asemenea, pentru a putea dona, este necesar să treacă cel puțin 14 zile de la însănătoșire. După ce Marea Britanie a anunțat că începe vaccinarea împotriva coronavirusului, astăzi vaccinul rusesc a ajuns la sediul ONU de la New York pentru a fi prezentat experților. Autoritățile de la Moscova spun că Rusia va începe să livreze preparatul țărilor solicitante în lunile ianuarie-februarie. Până acum au fost solicitate peste 1.200.000 de doze. Vaccinul rusesc urmează să fie produs și în alte țări, printre care India, China, Coreea și Argentina. În Rusia, un proces amplu de vaccinare împotriva COVID-19 ar putea să înceapă deja la sfârșitul săptămânii viitoare. Уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производства первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции Sputnik V. Это даёт нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска. Это врачи, вакцинацию врачей и учителей. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации. Și Marea Britanie se pregătește de o vaccinare în masă. Cei drept Agenția Europeană pentru Medicamente a criticat aprobarea rapidă a țării pentru vaccinul COVID-19, spunând că procedura necesită mai multe verificări decât procedura de urgență aleasă de Marea Britanie. Amintim, Regatul Unit a devenit primul stat occidental care a aprobat un medicament împotriva coronavirusului. Autoritatea de reglementare a medicamentelor și produselor pentru sănătate din Marea Britanie a aprobat vaccinul Pfizer-BioNTech pentru utilizare de urgență la doar 10 zile după ce a început examinarea
datelor din studiile la scară largă cu medicamente. Între timp, Europa continuă să lupte împotriva virusului. Unele țări înăspresc măsurile, în timp ce altele le relaxează de Crăciun. Autoritățile cehe au venit cu modificări de ieri. Cu o respectare strictă a măsurilor sanitare și epidemiologice, restaurantele, companiile de catering, magazinele și întreprinderile care oferă servicii comerciale populației și-au reluat activitatea de astăzi. Interzicerea liberei circulații a cetățenilor care era în vigoare în țară între orele 23 și 5 este anulată, iar autoritățile italiene, dimpotrivă, vor să introducă restricții mai dure de sărbători pentru a evita al treilea val de pandemie. Ministrul Sănătății Roberto Speranța a cerut parlamentarilor să adopte un nou decret care interzice călătoriile în străinătate și între regiunile Italiei, precum și restricțiile privind adunările mari de persoane, în special de Crăciun și Revelion. Guvernul vrea de asemenea să mențină ordonanța militară privind interzicerea deplasării pe timp de noapte și să închidă stațiunile montane. De asemenea, se vrea limitarea stațiunilor deschiși în Franța la propunerea cancelarului german Angela Merkel. Președintele țării Emmanuel Macron a spus clar că turiștii pot merge la munte nu pentru a schia, ci doar pentru aer proaspăt. În plus, demnitarul a spus că nu va accepta situația când în unele țări din regiune restricțiile nu vor fi valabile. Așa că cetățenii francezi care vor decide să plece la stațiuni în alte state vor avea surprize. Qu'on fera des contrôles aléatoires à la frontière, exactement. Oui. Et il vous arrive que vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Între timp, autoritățile belgiene au sprijinit Franța și au cerut solidaritate între țările europene. Cu toate acestea, apelul nu a fost auzit de toată lumea. Stațiunile de schi din Austria se vor deschide în ajunul Crăciunului, chiar dacă toată industria turismului își va relua activitatea abia din 7 ianuarie. Turiștii care sosesc din zonele de risc vor trebui să se autoizoleze timp de 10 zile. Ab dem 24. Dezember werden darüber hinaus Einzelsportarten im Freien, wie zum Beispiel das Skifahren, wieder möglich werden, damit auch der österreichischen Bevölkerung in diesen Feiertagen bzw. Ferien die Möglichkeit offen steht, sich hier auch sportlich zu betätigen. Alte țări așteaptă ca statele din zona Alpilor să rezolve problema și să spună clar dacă turiștii își pot sau nu pregăti schiurile. Je logicky k tomu nějak ty vleky jako patří, takže hledá se nějaké řešení. Pan ministr Blatný to diskutuje a doufáme, že do toho prodloužení toho nouzového stavu, co by mělo být, myslím, příští středu ve sněmovně, teda nejpozději teda do toho 10. do 11. by mělo být jasno, protože logicky ty provozovatele chtějí vědět, co bude. Amintim că în martie, atunci când pandemia a început să atace Europa, stațiunile de schi au fost printre primele focare. Fiți foarte prudenți și mereu la curent cu tot ce ține de cardurile bancare. Altfel, riscați să vă treziți că ați rămas fără niciun ban pe ele. Iar în ultimul an, numărul acestor fraude a crescut îngrijorător, spune poliția. Este vorba despre peste 300 de cauze penale, cu un prejudiciu total de peste 3 milioane de lei. Pentru a nu deveni victima hoților, oamenii legii ne îndeamnă să nu comunicăm nimănui datele confidențiale ale cardului și să păstrăm aceste informații în locuri sigure. Se pare că în acest an pandemic, escrocii au descoperit o altă modalitate de a fura ușor și fără multe probleme. De această dată, ținta infractorilor sunt deținătorii de carduri bancare care, la primul apel sau SMS primit, sunt gata să ofere orice date confidențiale. În cele mai multe cazuri, infractorii sună clienții prezentându-se drept reprezentanți ai băncii. În majoritatea cazurilor înregistrate, însăși infractorii sună prin intermediul aplicației Viber, unde nemijlocit apare imaginea băncii și cetățenii Republicii Moldova, considerând că sunt reprezentanții băncii, oferă toate datele, inclusiv datele cu privire la SMS-ul primit la numărul de telefon, care este utilizat doar pentru accesarea contului bancar sau confirmarea unei tranzacții online. Majoritatea infractorilor sunt deținuți ai penitenciarelor care lucrează nemijlocit cu alte persoane aflate la libertate. Cel mai recent caz a fost raportat poliției acum câteva săptămâni, când unui cetățean i-au fost sustrase de pe cardul bancar mijloace financiare în sumă de peste 400.000 de lei. Inspectoratul Național de Investigații atenționează că, de la o zi la alta, fenomenul ia amploare. De la începutul anului s-a mărit numărul infracțiunilor privind sustragerile mijloace financiare de pe cardurile bancare. Pe parcursul a 10 luni avem înregistrate peste 300 de infracțiuni, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Întrebați, oamenii spun că au avut cazuri când prin apeluri sau SMS-uri dubioase li s-au cerut informații bancare. Am avut un cunoscut care
la care a sunat unul. Așa și a cerut toate datele bancare, inclusiv și cod din 3 cifre. Și femeia aceea a dat. Da. Dar a reușit să sune la bancă și să închide cardul. Da. Deci a fost situația reală. După asta mi-a venit să cere datele la card și introduceți CV codul și dar știu de așa chestiuni și n-am riscat să fac acest lucru. Adică nu ai oferit nicio informație? Nu am oferit, că știu că în ziua de azi este foarte, foarte grav așa ceva, adică sunt multe scheme de extragerea banii de pe cardurile bancare. Și cazuri asemănătoare sunt sute, de aceea specialiștii atenționează că apelurile și mesajele dubioase în care se solicită date personale să fie ignorate. În primul rând vreau să menționez că banca sau angajații instituțiilor financiare niciodată nu vor solicita de la o persoană care și-a deschis un cont bancar la instituția dată careva date legate de card, inclusiv mesaje primite SMS. Sau datele cu privire la numărul cardului, CVV-ul. În cazul în care suspectați o fraudă sau o activitate suspicioasă, contactați imediat serviciul clienți la numărul de pe verso al cardului valabil 24 de ore din 24. Oamenii spun că sunt cu ochii în patru atunci când sunt abordați cu astfel de subiecte. Я сразу же звоню в свой банк и спрашиваю у них рекомендации какие-то по поводу того, кто если кто-то позвонит и так далее. То есть в любом случае есть горячая линия банка, всегда у них можно уточнить информацию любую. Я вообще считаю, что это личная какая-то информация, которую вообще человек не должен давать. То есть как бы не стоит вестись на это. Потому что как бы, ну если это все официально, то я думаю, что с банка позвонят. Они напишут смс-ку. Я не получала таких просьб сообщить свои личные данные. Поэтому, если бы такие звонки прозвучали, естественно, я бы оставила все без решения этого вопроса в пользу звонивших. То есть нужно иметь какие-то мозги для того, чтобы решиться сообщать какие-то данные чужим людям. Evident că este securitatea mea personală și nu aș da datele. Nu comunic nimănui datele mele personale, nu orice caz. Persoanele suspecte de furturi de pe carduri bancare riscă până la 15 ani de închisoare. Crește numărul femeilor care își fac examene profilactice. Anul acesta, 6 din 10 femei cu vârste cuprinse între 25 și 61 de ani au efectuat testul citologic, scopul căruia este depistarea precoce a cancerului de col uterin. Cifra este de două ori mai mare față de cea din anul 2018. Datele se regăsesc într-un studiu lansat de Ministerul Sănătății, Fondul ONU pentru Populație și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Sondajul arată că 63% dintre femeile care au între 25 și 65 de ani au efectuat testul citologic față de doar 36% în 2018. Studiul arată că situația s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani. A crescut nivelul de informare privind prevenirea cancerului de col uterin. 62% dintre femei au declarat în acest an că știu despre testul citologic față de 47% în 2018. Totodată, 71% dintre moldovence cunosc despre faptul că procedura este una gratuită. O altă noutate este influența specialiștilor. În acest an, fiecare a doua femeie a făcut testul citologic la îndemnul medicului de familie sau al asistentului medical, în timp ce acum 2 ani, această cotă era de doar 40%. Amintim că multe femei nu fac testul citologic din lipsă de timp, frică, dar și din necunoaștere. Amintim că cancerul de col uterin poate fi prevenit cu ușurință prin realizarea vaccinării fetelor în adolescență, la fel și datorită screening-ului cervical efectuat odată la 3 ani de femeile care au între 25 și 61 de ani. În Republica Moldova, testul citologic pentru prevenirea cancerului de col uterin poate fi realizat gratuit în urma unei adresări la medicul de familie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile la ora 21. Nu pierde jurnalul în limba rusă. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Să aveți o seară liniștită. Toate bune!